Să-i urez bun venit acasă domnului prim-ministru Ludovic Orban. Am considerat de cuvință că este foarte important să vedem câteva obiective de infrastructură, obiective care, chiar dacă a existat o perioadă de pandemie, aceste șantiere au fost deschise non-stop. Putem spune că din momentul în care am dat ordinul de începere pentru construirea terminalului, au fost recuperate peste 20 de zile, deci în mai puțin de 3 luni de zile avem un progres de peste 20 de zile față de graficul de execuție asumat. Suntem într-un progres fizic la aeroport, la terminal de 30%. Am toată convingerea că cele 3 șantiere care astăzi sunt deschise, vorbim atât de terminal, un șantier care este în valoare de 36 de milioane de euro, cel de sistematizare pe verticală și balizaj, care este în valoare de 11 milioane jumate de euro. De asemenea, cele 9 obiecte, clădire energetică, gospodărie, apă, remiză PSI, platformele antisuflu, parcare, drumurile de acces, în valoare 2 milioane de lei, în mare parte vor fi realizate anul acesta. Mai precis, 2 șantiere ne dorim să le închidem, atât pentru cele 9 obiecte, cât și pentru sistematizarea pe verticală și balizaj. Și de asemenea, din ceea ce am discutat cu constructorul, vom avea un progres de 90% și la terminal. În felul acesta rămân lucruri extrem de puține ca acest obiectiv extrem de așteptat de către brașoveni și de către români să prindă contur. Nu construim orice fel de aeroport, construim aeroportul viitorului. Practic vom avea, din punct de vedere al dimensiunii terminalului, al treilea terminal după cel de la Otopeni, cât și după cel de la Cluj, un terminal de 12.000 de metri pătrați. De asemenea, există interes din partea multor companii aeriene de a opera de pe aeroportul din Brașov și de asemenea, ceea ce consider că este foarte important este deschiderea de care dă dovadă acest obiectiv pentru ca în Transilvania să creăm cel mai mare hub din punct de vedere cargo. Am toată convingerea că acest proiect, alături de celelalte proiecte pe care județul Brașov le are în implementare, vorbim aici de 300 de milioane de lei, bani accesați din fonduri europene pe drumuri județene, bani care ne poziționează pe locul întâi în regiunea 7 Centru, ca și accesare din fonduri europene, de asemenea infrastructura din sănătate, precum și celelalte obiective realizate de către fiecare unitate administrativ-teritorială din județul Brașov, să păstreze județul Brașov ca cea mai importantă destinație turistică și să devenim pe zi ce trece cel mai important județ din punct de vedere economic al României. Domnule prim-ministru, bun venit la Brașov! Vă rog!